Salutare, dragii mei! Sunt Roxana Nica și spun bine ați venit în lumea tinerilor cu poftă de schimbare. Vorbim în emisiunea de astăzi cu tineri talentați, pasionați de muzică, cât și de videografie. Tinerii care au plecat din Craiova au reușit să se facă cunoscuți în întreaga țară, iar acum se bucură de succesul lor. CIA este o trupă de muzică ce le demonstrează tinerilor craioveni că se poate ajunge la performanță și de pe meleagurile băniei. Mai multe despre momentele marcante ale carierei lor aflăm chiar de la ei în materialul următor. Povestește-ne cum te-ai apucat tu de muzică, cum ați înființat trupa CIA? Păi eu nu m-am apucat de muzică cu trupa CIA. Eu m-am apucat de muzică prin 99, aveam o altă trupă cu doi băieți din cartier, Tony și Kylo. Și era ceva foarte rudimentar așa. Am scris multe caiete, sincer, alături de ei. Și cu CIA am început prin 2004 să cânt. Prima dată eram o grupare așa mai mare, din care făcea parte Conflict Stradal, Prezent Ostil și Profetul. Pe vremea aia eram Profetul. După aia m-am transformat puțin și m-am transformat în Rashid. Am devenit comercial, oribil de comercial. Și așa m-am apucat de cântat, nu știu, cred că am ascultat niște rap românesc la început. De fapt, asta m-a făcut să mă apuc de cântat. Ascultasem rap și așa de afară, dar ce m-a convins a fost când am văzut că sunt români care pot să facă rap. Știi, ce auzeam eu afară, puteau să facă și unii de la noi. Și cred că la Familia m-a convins. Atunci când a apărut Tupeu de Burfaș, aveau ei albumele alea, Nicăieri nu-i ca acasă, de-astea, Bine ai venit în paradis. E o pasiune pe care ai moștenit-o sau ești primul membru al familiei care s-a apucat de cântat? Nu, tu îți dai seama cam care e nivelul de rap la România, deci este aproape eu bunicul rapului, îți dai seama cam cât de rap e. Nu, astea cu cântatul, la mine se cânta în familie. Cânta tata, mama, cântau, nu știu, se strângeau, cum erau pe vremuri, cu vecinii, cu bă, freestyle, exact, Freestyle of the Don Bravo. Cântau de astea piese internaționale, aveam un vecin cu chitara, era haios. Și am auzit, am crescut cu muzică, cu Phoenix în casă, cu Led Zeppelin, cu tot felul de trupe de astea care se ascultau pe vremea lor și am crescut cu ele și mi-am dezvoltat latura asta. Ce v-a făcut pe voi să fiți atât de cunoscuți? Care a fost primul vostru pas în care ați ajuns cunoscuți? Cred că... Perseverența, oricum. Da, nu, ca și moment marcant așa și efectiv când a auzit mai multă lume de noi a fost când a făcut piesa cu La Familia și cu Alex, Mai Vrei, în 2000, cât voi sunteți cu ani? 2006. Și atunci, da, a fost, îți dai seama, a fost un single, primul lor single de pe album, ei lansau un album după o perioadă mai lungă și a fost cu noi, cu niște, da, niște băieți necunoscuți. Și cu Alex, care m-a fusese, mai cochetat și el cu camera, dar nici el nu ieșise foarte puternic, știi, cu ceva al lui. Și a fost un clip care a rulat mult timp și o piesă de referință și a lor și a noastră și pe care o cântăm și acum și noi și ei și inclusiv generațiile astea mai noi, că uite, noi cântăm și la baluri și la... Toată lumea știe piesa asta, și indiferent de vârstă, eu. Da. Cam de atunci, cam de atunci. Ăla e, cred că... Ce proiecte aveți voi pentru viitor? Mă... Biga a scos un album solo, eu am scos tot felul de piese solo sau colaborări. Acum comerciale, foarte comerciale, oribil de comerciale, așa. Suleiman ar fi una dintre ele, o piesă de referință. Suleiman remix cu Alex și cu Ruby și cu John Băiat Bun, colegii mei de la Golden Boy Society, care este labelul lui Alex Velea. Și cu mesaj politic, exact cum zic și colegii, foarte puternic mesajul. Piese, Suleiman se numește. Da, mă, nu, facem piese într-una, o să iasă și piesă CIA. Deja lucrăm la ea, Biga mai are puțin de lucrat. Și cred că o să iasă prin decembrie undeva și piesă nouă CIA. Nu știm dacă o să iasă cu clip sau nu, ne hotărâm după ce o ascultăm. Deocamdată e așa schița. CIA colaborează de ani buni pentru filmările videoclipurilor cu tânărul craiovean Andrei Ursu. Membrii trupei CIA susțin că, înainte de a-l cunoaște pe Andrei, au lucrat numai cu oameni profesioniști, dar acest lucru nu i-a împiedicat să aibă încredere în abilitățile tânărului videograf. Andrei s-a ridicat la așteptările trupei craiovene, iar primul videoclip pe care l-au filmat împreună are în prezent 10 milioane de vizualizări pe YouTube. Cu Ricky, cum îi spunem noi, cu Andrei,
Și l-am văzut pe, am văzut pe net niște chestii făcute de el, făcuse și un clip parcă, și l-am luat cu mâna la spate, știi, foarte, foarte ușor așa, și am zis: Ricky, avem o piesă, aveam noi piesa asta unde ea, tu mai făcuse doar piesa cu o poză, 1 milion de vizualizări, și am zis: hai să facem un clip, na, să încercăm, să ne încercăm norocul. Și el, da, cred că și pentru el a fost cel mai serios proiect până la ora respectivă fusese ăsta. Și am învățat unii de la alții, că nici noi n-am făcut clipuri așa, știi, pe, na, să ne ajutăm unii pe alții, pentru că am lucrat cu regizor până acum, cu lucrurile cu echipe întregi, cu oameni cu mai multă experiență. Dar, na, cât timp, cât timp a trecut? 2008 sau nu știu? Da. Nu 2008, mă, ce? 2010, 2011. 2011. Bun. Ideea că ne-a plăcut ce făceai. Da, trei ani mai târziu, cât are piesa? Are aproape 10 milioane, înțelegi? Videoclipul ăsta a făcut așa, de niște amatori, practic, ai camerei și ai... Deci domnul Ursu Andrei, cea că am făcut treaba. Andrei Ursu este un tânăr student la Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, specializarea jurnalism. Pasionat de videografie, acesta a ajuns la numai 18 ani să filmeze videoclipurile unora dintre cei mai importanți oameni din lumea muzicală. Mai multe despre pasiunea lui Andrei aflăm chiar de la el în materialul următor. Andrei, povestește-ne puțin, de ce videografie? Practic, nu am ales neapărat conștient acest lucru. S-a întâmplat acum câțiva ani, când eram mai mic. Am avut pe mână un telefon care filma pe vremea, era o chestie destul de rară și din întâmplare am ajuns să filmez un anumit filmuleț, chiar nu mai știu despre ce e vorba, dar nu e relevant. L-am pus pe YouTube, mă rog, atunci era, începuse, YouTube-ul nu era atât de faimos ca acum, să zicem, și am văzut, a fost un feedback foarte pozitiv, sau pozitiv, să zicem, pentru mine, cel puțin la vârsta aceea, și am zis: ok, pot să mă exprim, chiar dacă ce filmasem atunci nu era neapărat ceva foarte creativ sau interesant, nici n-avea cum să fie, dar mi-a plăcut comunicarea aceasta între mine și cel care viziona acel videoclip, comunicare indirectă, și faptul că puteam să mă exprim și altfel decât puteam să mă exprim altfel, să spunem, nu vreau să intru în comparații, și de acolo a pornit. A fost o chestie de instinct, mi-a plăcut și am zis: hai să mai fac chestia asta. Nici măcar nu cred că am zis hai să mai fac chestia asta, doar că așa am simțit, și pe parcurs de la un clipuleț s-a ajuns la alte lucruri mai interesante, puțin. Ce vârstă aveai atunci când ai postat pe YouTube primul tău filmuleț? Sincer, nu mai știu, pentru că drăguții de la YouTube între timp mi-au închis puțin contul respectiv, mă rog, pe temeri de copyright, dar nu știam în momentul respectiv. Poate postasem o melodie care nu mi-aparținea ca drepturi de autor și nu mai știu exact să mă uit în arhivă, să zic așa. Dar era cel puțin acum 6-7 ani, dacă nu mai bine. Este o pasiune din familie sau pur și simplu ești primul membru al familiei care are această pasiune? Cred că da, sunt primul membru, nu mi-a fost, repet, a fost o întâmplare că am ajuns să filmez ceva la fel de bine, poate, nu știu, mă apucam să cânt sau ceva de genul ăsta, sau să pictez, să zicem, și cineva vedea, aprecia acel lucru și ziceam: ok, ce bine când ești apreciat. La vârsta aceea, impulsurile de genul ăsta erau mult mai puternice când cineva ți aprecia munca sau doar o vedea sau... Dar pe YouTube era frumos încadrată, mai jos vizualizările, comentarii, bravo, nu știu ce. Eu abar n-aveam ce se întâmplă acolo, dar repet, eram foarte mic și de aici a pornit totul până la urmă. Am încercat să îmbunătățesc ceea ce fac până în anul 2011, când îmbunătățind, am ajuns la un anumit nivel și am fost sunat de cei de la CIA, care în momentul de față, cu care am o prietenie foarte bună în momentul de față și am făcut o serie de proiecte, care în continuare au urmat trendul ăsta de ascensiune din punct de vedere calitativ al muncii mele, al videoclipurilor, și s-a ajuns și să colaborez cu alți artiști, case de discuri și, mă rog, totul a mers în sus până în momentul de față. Să înțeleg că membrii trupei CIA au fost cei care te-au căutat pe tine ca și colaborator și nu tu pe ei? Da, exact. Am fost căutat de ei. Practic, asta e unul dintre beneficiile internetului, că
În momentul în care postezi ceva, poți să fii vizionat sau poate să vadă cineva munca ta. Nu, poate că ce postasem eu atunci nu avea un număr mare de vizualizări, deci nu ajunsesem la cât mai multă lume, dar din fericire am ajuns la cineva care trebuia până la urmă. Și eu fiind și un fan al trupei CIA, fan al muzicilor mai precis, acum suntem prieteni, nu pot să spun că sunt fanul lor, dar fan al muzicilor o să fiu tot timpul. Și a fost ceva uluitor pentru mine în momentul respectiv să pot să colaborez cu artiștii pe care îi ascult și pe care îi apreciez și a căror muzică pretind că o înțeleg cât de cât și că rezonez cu ea. Și atunci m-am întâlnit cu ei, dacă intrăm și puțin în povestea asta, pentru că de aici a început practic treaba serioasă. Eu îmi luasem deja un aparat DSLR cu care filmez, mai filmez și în momentul de față, dar acum, schimbându-se puțin regulile jocului, se închiriază echipamente mai scumpe pentru a livra material de calitate mai bună din punct de vedere vizual sau, mă rog. Unde este ea? Este melodia căreia membrii trupei CIA au ales să-i facă și videoclip. Acesta este primul și cel mai important proiect în care Andrei Ursu a fost implicat până la momentul respectiv. Paradisul meu, doar cu ea, doar cu ea, doar cu ea, doar cu ea. Îmi par și bine și rău, dar unde ea, unde ea, unde ea, unde ea. În paradisul meu, doar cu ea, doar cu ea, doar cu ea, doar cu ea. Îmi par și bine și rău, pentru ea aș muta munții din loc. Pentru ea aș opri timpul pe loc, aș scoate piatra din foc. Aș face tot fără regrete. Mă joc, în joc sunt sentimente. N-avem secrete, că astea dor. Dar visăm împreună la viitor. Când stăm întinși pe covor, lutim ușor, lutim ușor, lutim ușor. Și știu că nu-ți plac golanii, că nu contează banii. Știu că nu sunt tocmai genul pe care să-l prezizi lui Babi. Știu că plec prea des și nu mă-ntorc prea des. Dar toate au un sens când tu le dai un sens, ai înțeles. De la început nu am ales. Am un trecut, bineînțeles. Nu sunt un sfânt, învăț din mers. Nu-ți vorbe-n vânt, nu-ți vorbe-n vânt. Unde ea, unde ea, unde ea, unde ea. Am paradisul meu, doar cu ea. Doar cu ea, doar cu ea, doar cu ea. Îmi par și bine și rău, dar unde ea. Unde ea, unde ea, unde ea. Am paradisul meu, doar cu ea. Doar cu ea, doar cu ea, doar cu ea. Îmi par și bine și rău. Unde ea? E chiar acolo unde e locul. Chiar nu mi se tâmplă de să-mi zâmbească norocul. Iar locul ei știe și ea, e numai la pieptul meu. Indiferent că ne e bine sau ne e greu. Și unde ea? Fără să vreau îmi găsesc echilibru. Am învățat să dau, să las toate cu timpul. Am învățat să am răbdare, să fiu relaxat. Am învățat că mai am multe de învățat. Mi-am asumat nopțile pierdute departe și grijile care nu mă lăsau să adorm în noapte. În ce hal ne certăm, sincer ai zice că e altă. Dacă de dulce ne împăcăm, parcă ne-am mai dori o ceartă. Oricât ar suna de siropos, n-o dau la întors. Pentru că văd oriunde ea, aproape toate prin duros. Și doar un prost nu le spune pe nume și uite așa. Sunt îndrăgostit de muzică, dar și de femeia mea. Unde ea, unde ea, unde ea, unde ea. Am paradisul meu, doar cu ea. Doar cu ea, doar cu ea, doar cu ea. Îmi par și bine și rău, dar unde ea. Unde ea, unde ea, unde ea. Am paradisul meu, doar cu ea. Doar cu ea, doar cu ea, doar cu ea. Îmi par și bine și rău. Am ajuns să mă întâlnesc cu ei. Mi-au spus că au o piesă, era prima piesă a lor, dacă nu mă înșel, care atinsese 1 milion de vizualizări pe YouTube, ceea ce nu înseamnă neapărat foarte multe, dar înseamnă că este o piesă populară, că are un anumit număr de vizualizări, deci și un număr de like-uri, mă rog, ca idee este apreciată, pentru că există și videoclipuri sau piese care au vizualizări foarte multe, dar nu sunt apreciate, lumea intră să râdă, mă rog, sau artiști de afară, să zicem, anumiți.
dar nu intru în detalii. Și atunci mi-au spus, uite, avem o piesă la care trebuie să fie clipul gata ieri. Asta mi-a plăcut, chit că nu prea ne cunoșteam, am avut, a fost glumița asta care mi-a plăcut și am ținut-o minte. Am zis, ok, hai să facem un videoclip la piesa asta, cunoști piesa, da, o cunosc pentru că ascult și eu, îmi place, îți place, da, îmi place, ok. Mâine ne întâlnim să facem videoclip, în seara respectivă m-am gândit la câteva idei, am făcut, ne-am întâlnit, am făcut videoclipul și acel videoclip chiar s-a nimerit, să zic așa, între ghilimele, să fie cel mai vizionat videoclip al meu de până acum. Are aproximativ 9,5 milioane de vizualizări, aproape 10 milioane. Pentru deci este lansat în octombrie 2011, are practic 3 ani. Lucru care pentru mine a fost foarte important pentru că a fost și ceva motivațional până la urmă. Am văzut că pot să fac ceva cu care lumea să rezoneze. Într-adevăr și piesa contează foarte mult într-un videoclip, dar dacă videoclipul este cumva complementar și ajută piesa, atunci este și mai bine. Înțeleg că tu le filmezi videoclipurile celor de la CIA. Te ocupi și de latura artistică a lor? Te ocupi și de imaginea lor? Eu mă ocup doar pe partea de videografie, partea de vizuală, dar ce ține de video, dar dacă te referi la videoclipuri, într-adevăr, de la regie, la idee, într-adevăr, după aceea toată lumea participă cu idei la regia clipului, ideile, întotdeauna, la orice videoclip, și artistul și poate ceilalți de pe lângă, nu ar fi mai bine așa, s-ar putea să fie, hai să încercăm. Dar ideea de bază, într-adevăr, pleacă de la mine și de la ei, mă ocup și de partea de filmare normal, de editare, montaj, postproducție, video effects și așa mai departe, tot ce este nevoie, până la chiar și la partea de promovare, dacă e nevoie, că vorbeam de partea de jurnalism, la un moment dat eram redactor pe un blog de nișă, de nișă hip-hop, de partea de muzică hip-hop și postam articole când ieșea un clip, era puțin ciudat că erau clipurile în care lucrasem și eu, dar erau articole de interes pentru cei care vizitau blogul respectiv, deci m-am ocupat și de partea asta de după postproducție, post-postproducție, după ce e gata videoclipul și de nepromovare, dar în principiu mă ocup de videoclip de la început până la final. Pasiunea pentru videografie i-a adus studentului craiovean și prima sursă de bani. Colaborarea cu membrii trupei CIA și succesul de care s-au bucurat împreună au reprezentat pentru acesta deschiderea către alți artiști cunoscuți din România. Colaborarea cu membrii trupei CIA a fost și prima sursă de bani pe care ai avut-o? Da. Prima sursă poate mai consistentă. Dacă înainte am colaborat cu diferiți artiști mai puțin cunoscuți din Craiova, care, mă rog, mă refer la faptul, nu neapărat că ce cântau ei sau piesele lor erau mai slabe calitativ, nu, doar nu erau, n-aveau atâtea like-uri pe Facebook, să zicem, sau atâția fani, sau atâția... Într-adevăr, colaborarea cu CIA a început și îmbunătățit și partea aceasta, pentru că în acest domeniu trebuie să investești destul de mult ca să poți să livrezi un material de calitate, pentru că într-adevăr este important cine în spatele camerei, este important ce se întâmplă în fața camerei, dar contează până la urmă de la un anumit nivel și cel puțin eu am început să văd detaliile tehnice mai multe după ce am crezut că am ajuns la un nivel de regie sau de tehnică de filmare destul de bună, am ajuns să văd și cât de mult contează un aparat și într-adevăr a trebuit să fac și anumite sacrificii la un moment dat și a trebuit să investesc și în partea aceasta. În afară de sacrificiile pe care le-ai făcut, povestește-ne ce satisfacții ți-aduce ție această meserie? În primul rând e o pasiune, nu e o meserie și niciodată nu i-am făcut un plan de marketing. Într-adevăr am o pagină de artist pe Facebook, să zic, un fanpage, dar niciodată, dau un exemplu, nu am, într-adevăr am postat videoclipurile când l-am lansat, dar nu am încercat să fac campanii de publicitate sau să mă promovez și de oarecum poate fi un lucru destul de... care nu e ok pe care l-am făcut eu, dar am lăsat cumva la stadiu de pasiune și reușind să mă întrețin cumva, oricum la 21 de ani n-am atâtea probleme sau nu știu, obligații încât să am nevoie de sume foarte mari de bani, cele care le-am făcut au fost investite înapoi în aparatură, dar am oarecum, lucrând cu ei destul de des, cu cei de la CIA,
nu am simțit nevoia oarecum să fac foarte multe proiecte în plus. Am mai lucrat cu artiști prieteni de-ai lor, care au devenit ulterior și prietenii mei, sau cu alți artiști pe care nu-i cunoșteam personal. Deci am avut cu cine să lucrez, nu a trebuit să-mi caut public, să-mi caut clienți, de fapt, cumva. Și asta m-a ferit cumva pe mine de anumite chestii, pentru că în momentul în care pornește pasiunea ta ca o pasiune și rămâne o pasiune, la un moment dat cerințele pot fi altele și trebuie să derivezi cumva ceea ce faci tu către o parte mai comercială, sau ceea ce nu este neapărat un lucru rău, dar trebuie să mai păstrezi latura aceea din tine ca și artist pe care lumea o apreciază. Și dacă te desparți foarte mult de drumul pe care l-ai început la început, mă rog, și a fost apreciat de ceilalți, atunci s-ar putea să faci pe bandă rulantă, dar calitativ să nu mai fie la fel de bine. Membrii trupei CIA, mai sunt alți artiști la fel de cunoscuți cu care tu ai colaborat până acum? Am colaborat după CIA, cred că am colaborat cu Bibanu XXL, este un artist din Brașov cu care mă înțeleg foarte bine și cu care am făcut câteva videoclipuri, el fiind desemnat și la casa de discuri Rotten Music, am putut să ne întindem aripile creative, să spun așa, puțin mai mult, pentru că am putut să filmăm cu anumite echipamente pe care le-am închiriat și ne-au ajutat din punct de vedere al producției, al imaginii și al efectelor, poate. În același timp, pe lângă Dan, am participat și la anumite videoclipuri de la artiști, să zicem, mai cunoscuți de atât, cum ar fi Connector sau Puia, dar acolo a fost o muncă de echipă. Un astfel de videoclip cere puțin mai multe resurse și am participat împreună cu alți videografi. Am făcut videoclipurile respective. În cele ce urmează, aflăm de la Andrei cum a reușit la numai 18 ani să filmeze videoclipurile unora dintre cele mai cunoscute trupe din România. Despre câtă emoție a transmis prin primul videoclip pe care l-a realizat și cât de apreciat a fost cel din tâi proiect al său, vedem în materialul următor. În era în care YouTube-ul e la un click distanță, există YouTube-ul de fapt, e foarte ușor să găsești informațiile pe care le vrei și, într-adevăr, poți să înveți chestiile de bază de pe YouTube, iar după aceea, în cel puțin domeniul ăsta, trebuie să iei camera mână, să te apuci să filmezi. Te apuci să filmezi o floricică, după aceea te apuci să filmezi și îți dai seama de anumite lucruri și ajungi să... E un drum pe care trebuie să îl faci step by step, pas cu pas, iar după aceea ajungi la destinație până la urmă. În cazul meu, într-adevăr, poate am mai sărit niște pași, pentru că, nu știu, am fost mai pasionat decât trebuia decât se aștepta cineva. De asta reușeam la 18 ani să fac un astfel de videoclip, care nu este neapărat o perlă la cinematografie, să ne înțelegem. Este un videoclip și întotdeauna o să fiu critic cu mine. Întotdeauna am găsit la fiecare videoclip ceva pe care îl puteam să îmbunătățesc după aceea. Dar faptul că probabil că a fost simplu, era și o perioadă în care nu aveam atâtea cunoștințe, atâta aparatură, de asta m-a făcut pe mine să realizez că nu contează neapărat cunoștințele tale în domeniu până la un anumit nivel, trebuie să ai un anumit standard, dar după aceea contează, nu știu, cum reușești să îmbini videoclipul cu piesa și să ambele să devină un tot unitar și să transmită o anumită emoție, că până la urmă cine se uită la un videoclip sau la o piesă se uită pentru ce îi transmite. Și uite că primul proiect cu cele mai puține premise de a ieși bine, în momentul de față este cel mai vizionat, cel mai apreciat și așa mai departe. A urmat la câteva luni distanță un videoclip al piesei Dacă aș putea, care și el are aproape 3 milioane de vizualizări. Într-adevăr, nu este un neapărat, vizualizările nu sunt contorul cel mai potrivit pentru succesul unei piese sau unui videoclip. Acum ne luăm după chestiile acestea plastice, să zicem, aprecieri sau like-uri, sau pentru că așa lumea așa percepe. Pentru mine poate videoclipul preferat e altul, nu e cel mai vizionat. Dar ca să fie mai simplu și să înțeleagă toată lumea, comparăm vizualizările și aprecierile și așa facem clasamentul. Câți bani investești în aparatura profesională pe care o ai? Probabil ți-ai dat seama că nu o să-ți dau o cifră exactă.
Sunt sume considerabile pentru că aparatura în general nu este foarte ieftină, aparatura de calitate, dar există posibilitatea de a închiria, dacă există buget pentru un anumit videoclip. De exemplu, ca să-ți dau totuși o cifră, legată de camera cu care am filmat videoclipurile cele mai pretențioase, să spunem așa, este o cameră care ajunge la $100,000, tot ansamblu cu lentilă, SSD-uri, mă rog, dispozitiv de stocare și așa mai departe. Deci sumele sunt mari, într-adevăr, nu toate camerele costă 100,000, dar având posibilitatea de a închiria pentru o zi cu câteva sute de euro, ai flexibilitatea de, sau de fapt nu mai ai nicio scuză să spui că nu ți-a ieșit bine clipul X pentru că ai avut la dispoziție poate timpul, e mai greu să-l cumperi sau vremea sau dacă filmezi afară, dar din punct de vedere al echipamentului nu poți să spui că nu ai avut cu ce. Care a fost cel mai solicitant clip pe care l-ai făcut până acum? Dacă stau să mă gândesc bine, cel mai solicitant videoclip cred că a fost unul în care a trebuit să filmăm în plină vară și era foarte, foarte cald afară și practic ne-am prăjit așa puțin că eram în aer liber și am filmat toată ziua, dar știu că după aceea eram foarte frumos bronzat după tot videoclip, după filmările videoclipului, dar din punct de vedere solicitant poate să însemne foarte multe lucruri. În principiu îți aranjezi clipul pe ore sau nu neapărat pe ore, dar știi, dimineața trebuie să filmezi asta, la prânz asta, mai spre seară asta și îți încerci să, după aceea vezi, dacă ai nevoie de două zile, filmezi două zile. Deci e greu să filmezi un videoclip care cere mai multe zile într-o zi. Asta ar deveni solicitant din punct de vedere fizic. Dar cred că ăsta a fost când a trebuit să, adică ce ține de vreme, în principiu îți faci, trebuie să take your time, să te gândești foarte bine de cât timp ai nevoie și să-l folosești, să spui am nevoie de două zile la clip, nu filmăm într-o zi că nu se poate, e o chestie. Student la jurnalism în cadrul Universității din Craiova, tânărul își dorește ca într-un an, doi să plece la București. În capitală, acesta vede mai multe oportunități pentru pasiunea sa, videografia. Am vrut, desigur, să mă duc la București la facultatea de regie și film, dar am vrut să mă concentrez mai mult pe liceu, pe terminarea liceului, pe examenul maturității sau, da? Și după aceea am zis că pentru din câte m-am documentat eu și acum ar fi o rușine să zic că sunt la jurnaliști să mă documentez foarte bine pe orice subiect, dar cred că m-am documentat destul de bine și atunci trebuia să fac anumite cursuri de pregătire care se intercalau puțin cu pregătirea mea pentru examenul de bacalaureat și am spus că mai rămân un an acasă, mai ales că având aceste proiecte legate de clipuri de videografie, puteam să sar puțin, să aștept un an și să mă duc la film pregătit și cu poate mai multe proiecte, cu un portofoliu mai mare, dar între timp am văzut că se mai făcea un scris la jurnalism, eu având ceva, cum să spun, nefiind tocmai paralel așa cu partea de jurnalism, pentru că mai scrisesem niște articole în trecut care n-aveau neapărat la bază de ontologie jurnalistică sau nu respectau anumite, dar erau niște articole în engleză, mie fiind pasionat de engleză, am zis, ok, deci am o mică intercalare cu acest domeniu, hai să mă duc la jurnalism, că parcă nu-mi place să stau așa degeaba, chit că stăteam cu un scop ca să pot să trec mai departe, să mă duc la București la film. Acum că urmezi cursurile facultății de jurnalism, ai văzut vreo legătură între jurnalism și videografia pe care îți place să o faci? Până în momentul de față, nu. După cum probabil și tu știi, pentru că ai terminat această facultate, undeva prin anul 3 se fac cursuri de fotografie, de fotojurnalism sau practic în instituții de presă care se ocupă de în televiziune, să zicem. Dar m-am gândit cumva că o să ajung acolo unde o să învăț anumite chestii sau o să mă simt mai largul meu, dar doar experiența de a fi student la facultatea de jurnalism implică foarte multe lucruri care te ajută în viață. Din fiecare loc unde am fost sau facultate sau liceu, am învățat anumite chestii de viață care te ajută în domeniul tău. Te ajută, de exemplu, la filmarea unui videoclip apar mai multe dificultăți de obicei. Dificultăți care nu neapărat că nu te aștepți să apară, știi că o să apară, poate vremea poate să fie nepotrivită pentru filmări sau o să, nu știu,
nu o să ajungă cineva la timp sau nu o să meargă aparatul, mai rar astfel de lucruri, și trebuie să acționez foarte rapid în acea situație. Ei bine, fiind student la jurnalism și asta implicând anumite lucruri destul de stricte până la urmă și ce țin de deontologie sau de, mă rog, cum trebuie făcut, te învață cumva să acționezi în anumite situații și după aceea poți să aplici ce ai învățat, knowledge-ul respectiv, în alte domenii și te ajută. Vreau să termin facultatea pe care am început-o anul trecut, iar după aceea, chit că poate prietenii mei de la Sierra să spună că ei, momentan, doar unul dintre ei mutându-se la București, ceilalți rămânând în Craiova, și au fost și ei întrebați la un moment dat, dar de ce nu v-ați mutat la București, pentru că Bucureștiul poate oferă mai multe posibilități, și au spus că de la o vârstă, ei nu neapărat fiind foarte în vârstă, dar a zis că dacă a trecut momentul propice, acum au rămas în Craiova, sunt din Craiova, sunt olteni, și a zis că dacă nu ne-am mutat până acum. Și voiam să ajung la ideea că cred că m-aș muta în București într-un an, doi, după ce termin facultatea. Există oportunități acolo mai multe și am prieteni cu care am colaborat și care oarecum mă așteaptă acolo să facem și acolo chestii și mai frumoase, pentru că, de exemplu, pentru mine e foarte greu să filmez un videoclip, să zicem, afară, acum, pentru că deja știu toate zonele și poate mi-am format o opinie. Aici am putea, aici am filmat deja, acolo am filmat deja, acolo nu mai îmi place. Pentru mine Bucureștiul oarecum e un loc de joacă din punct de vedere al locurilor de filmat, pentru că văd după colț un loc foarte mișto pe care alții, probabil cei care trăiesc, stau în București, zic, păi nu e nimic special acolo. Păi da, dar eu, pentru că nu l-am mai văzut, mi se pare mega interesant. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine și nu uitați că pofta de schimbare aduce diferența.